Numai puțin de 140 de candidați înscriși pentru unul din cele 48 de posturi de polițiști scoase la concurs în județul Satu Mare au fost eliminați la testul psihologic, semn că nu au fost destul de inteligenți pentru astfel de muncă. Au mai rămas în cursă circa 500 de tineri. Polițiștii l-au descoperit la o sucursală bancară din Satu Mare pe un agent de securitate care se afla în serviciul de pază sub influența băuturilor alcoolice. În prezența ofițerului de securitate bancară a fost luată măsura de înlocuire a agentului de pază transport valori, fiind ridicată arma de serviciu și muniția aferentă. Un bătrân în vârstă de 71 de ani, fără permis de conducere, a crezut de cuvință să parcurgă zeci de kilometri cu un moped. Acesta a plecat din comuna Certeze și a ajuns până în localitatea Săin din județul Maramureș. Aici polițiștii l-au oprit pentru un control de rutină și au făcut dosar penal.